Matematică și aș dori să fiu fotbalist. Mie îmi place să fiu polițist. Îmi place foarte mult fotbalul. În viitor mă văd în România, medic practician, performant. Doresc să încerc să încep și doctoratul după master în științe politice. Sunt visele îndrăznețe ale unor copii cărora prima șansă le-a fost furată în propriile familii, cu sau fără vina părinților lor. Până când vi s-a oferit a doua șansă de către SOS Satele Copiilor România, o organizație membra SOS Kinderdorf International. Aceasta a fost înființată în urmă cu 60 de ani de Hermann Gmeiner, un medic austriac. SOS Satele Copiilor România ocrotește și sprijină astăzi, la mai bine de 20 de ani de la înființare, peste 1000 de copii care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiilor biologice. În acest moment, asociația implementează 3 programe la nivel național în București, Sibiu și Bacău, cu următoarele tipuri de servicii: familial, consiliere, educație. Mai multe generații de copii s-au succedat de atunci în aceste sale. Copiii au devenit adolescenți, au absolvit liceul, alții chiar facultatea, s-au angajat și au întemeiat propriile familii, însă foarte adesea se întorc în sat pentru a-și revedea familia, în speță mama SOS. În a treia generație de copii, sunt de aproape 8 ani în SOS și vin copiii ceilalți care au plecat, mă vizitează. Mariana Dobre, mamă SOS a 4 copii, pare să fi descoperit rețeta afecțiunii. Libertate lăsată copiilor astfel încât să fie capabili să facă propriile alegeri și atenție astfel încât să simtă că cineva îi ocrotește, chiar dacă părinții nu le sunt aproape. Merg la cumpărături împreună, pregătesc masa împreună, fac temele împreună, împodobesc bradul de Crăciun împreună și își împărtășesc cele mai aprinse dorințe. Cu timpul, ceea ce trebuia să fie un simplu loc de muncă s-a transformat însă în cămin și într-o adevărată profesiune de credință. Pentru că pe cât de mare este nevoia de dragoste a acestor copii, pe atât de mare este și răsplata pe care o oferă în schimb. Copiii abandonați au de cele mai multe ori povești cutremurătoare. Din păcate, aceste povești sunt adevărate și lasă urme adânci în viața acestor copii. Eu am venit cu bănuții care vreau să-i strâng, vreau să-mi cumpăr o acadea, așa, un ghiozdan și niște cărți. Eu vreau să-mi cumpăr un cipuc și un... Aș vrea un telefon ca să vorbesc cu mami. Șansa la o viață normală pentru copii abandonați presupune eforturi constante și de lungă durată. Organizația SOS Satele Copiilor România a dezvoltat și implementează programe prin intermediul cărora oferă susținere copiilor din cele 3 sate SOS până la terminarea unei forme de învățământ superior sau unei școli vocaționale. Costurile implicate de aceste programe sunt însă foarte mari, iar susținerea de lungă durată din partea unor donatori este absolut necesară. Oferă-le copiilor șansa la o viață normală prin intermediul unei donații lunare. Ne dorim ca angajamentul tău să fie unul de lungă durată, întrucât este deosebit de important pentru noi să avem continuitate în implementarea programelor. Susține lunar copiii abandonați din România și într-o zi vei fi mândru de rezultate. Copiii abandonați au devenit medici, profesori, mecanici. Noi ne mândrim deja cu primele generații de copii care au crescut în organizația noastră. Unii și-au întemeiat familii, unii au terminat școli vocaționale, unii au devenit mici întreprinzători. Cu toții ne fac cinste și îți vor face și ție într-o zi. Oferă-le copiilor șansa la o viață normală.